Oțelari au câștigat cu mare emoție returul barajului cu Unirea Mircești. Tinerețea le-a jucat uneori feste elevilor lui Stelian Bordieanu, antrenorul formației de la Dunăre. Este însă mândru că jucătorii săi au scos-o până la urmă la capăt. La fotbal nimic nu-i câștigat dinainte. Eu cred că am fost echipa mai bună. Am fost un pic temător la început, dar eu cred că s-a văzut diferența între noi și ei. Au fost puțin timorați să joacă nocturnă, poate? Sunt jucători tineri, sunt jucători care au acum în spate numele de Oțelul. Nu este ușor, da, să joci în fața unui asemenea public minunat, zic eu. Jucătorii, normal că au simțit tracu, au văzut, au avut responsabilitatea mare, da, toată lumea a așteptat să ne calificăm. Portarul Alexandru Vlasie nu prea a avut ce apăra. Golkeeperul Oțelului a avut însă probleme după partidă din cauza excesului de zel al jandarmilor. Eu mai puțin a fost intervenția celor de la jandarmerie care au început să împrăștie cu spray paralizant și m-a nimerit și pe mine din greșeală. Asta e, nu e nicio problemă, nu mi-asum. Nu prea ai avut mult de treabă. Nu am avut de treabă pentru că avem o echipă puternică. Ne bucurăm că am demonstrat că avem valoare și că putem promova și că acolo la Mircești a fost un simplu accident. La urmă, și tu ești unul dintre eroi pentru că ai salvat acea minge în finalul partidei tur, care dacă ar fi fost 2-0 ar fi fost mult mai dificilă. Da, asta este datoria mea. Eu îmi fac datoria și băieții mă ajută pe mine, eu îi ajut pe ei. Este un joc colectiv, un joc de echipă și trebuie să fim uniți să ne ajutăm unii pe alții acolo în teren. Atitudinea jandarmilor la finalul partidei a lăsat mult de dorit. Oamenii care în mod normal trebuie să asigure ordine au creat haos curmând bucuria fanilor, fără de care această echipă nu ar fi existat.